veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Potrivit cu versetele din Evanghelia după Matei, din capitolul 6, versetele 16 la 18, despre post, exact aceasta vrem să vorbim astăzi, despre post. Privind în întreaga Scriptură și în întreaga epocă biblică, prime referințe despre post, din vremea lui Moise, odată cu acel post obligatoriu de ziua ispășirii, ziua 10-a lunii a 7-a, postul a fost și o parte a vieții Domnului Iisus și a învățăturii sale și a rămas astfel ca o necesitate în practica credincioșilor. Ce este postul, știu și copiii, numai că nu îndeajuns poate, este o obținere a unei stări înaintea lui Dumnezeu de apropiere printr-o abținere de la mâncare, băutură și de la alte manifestări ale trupului nostru, încercând să direcționăm viața noastră spre Dumnezeu cu scop spiritual. E adevărat, există și avantaje fizice care provin din problemele postului. Dar noi nu postim ca și cei care fac cură de slăbire sau ca cei care fac greva foamei. Una este aceea și alta este ceea ce facem noi. Cu aceasta am și spus că sunt multe feluri de posturi. Deci practică postul într-un fel și cei de afară, practică postul într-un fel și celelalte confesiuni și celelalte religii. Este ceva răspândit peste tot. Dacă nu altfel, chiar și medicii la spital, când operează pe cineva sau îl supun la analize, îl pun până una altă la post. În ce privește ceea ce scrie în Biblie, vreau să privim la o scurtă clasificare, așa, doar în trecere a postului. Postul poate să fie, din punct de vedere al modului de abstinență, un post absolut sau un post parțial. Și ca să nu vorbim fără Scripturi, deschidem la Estera, capitolul 4, versetul 16, unde Estera i-a spus printr-un trimis lui Mardoheu: du-te și strângeți pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți. Este postul total sau postul absolut, numit în popor și post negru. Nu știu exact de unde denumirea asta de negru, că nu-i prea sfântă. Apoi există postul parțial. În cartea prorocului Daniel, în capitolul 10, găsim scris versetul 3 și aici legat cu o stare de jale și de durere, spune versetul 2, dar în 3 scrie: n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În ce privește postul parțial, părerile sunt împărțite. Unii admit postul să nu mănânci hrană, dar să bei apă, spunând chiar că nici în Matei 4 și în Luca 4, unde vorbește despre ispitirea Domnului, nu scrie că n-ar fi băut apă. E adevărat, a fost în pustie. Putem înțelege și că n-a băut. Dar există chiar biblic latitudinea aceasta a unui post parțial pentru anumite perioade, o abstinență de la anumite lucruri mai speciale. Dacă vreți, chiar nazireatul era o astfel de stare pentru un anumit timp. Haideți să citim în cartea Numeri, în capitolul 6, când pentru o vreme erau interzise anumite alimente. Numeri 6, de la versetul 2. Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o jurință de nazireat ca să se închine Domnului, deci pentru o apropiere specială de Dumnezeu. Era interzis vinul, băuturile îmbătătoare, oțet din vin. În timpul nazireatului să nu mănânce nimic care vine din viță și avea și alte indicații. Deci niște restricții parțiale. O altă clasificare din punct de vedere al lungimii postului. Întorcându-ne tot în cartea Esterei, și dumneavoastră știți aceasta, Estera a hotărât și a transmis astfel lui Mardoheu și celorlalți iudei 3 zile să nu mănânce și să nu bea nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Cei care nu postez deloc câte o zi, oricum le este greu să țină 3 zile deodată. Dar la post ne putem obișnui treptat. În Biblie găsim și 7 zile de post. 1 Samuel 31, versetul 13. La moartea lui Saul, locuitorii Iabesului din Galat au postit 7 zile.
Nu scrie, au mâncat seara, n-au mâncat. Și ceea ce avem noi în mod special în Biblie, 1 Împărați 19, acele posturi de 40 de zile. Aici avem cazul lui Elie, 19 cu 8. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Dumnezeu Horeb. Rețineți ce spune acest început de verset. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, din analizele medicale, rezultă că un om nu poate posti 40 de zile fără să mănânce și fără să bea apă. Organismul nu rezistă atât. Rezistă 40 de zile, dar să bea apă. Cam după 3 zile este problemă cu apa. Dar aici Dumnezeu l-a sprijinit și Ilie s-a comportat peste puterile umane. Noastră știți și vom aminti la momentul potrivit și Moise a postit de mai multe ori 40 de zile și Domnul Iisus. Însă, ceea ce este în mod obișnuit, postul este o zi de post. Cam aceasta este regula. Se pune uneori problema cât să fie o zi de post. Deschideți la Levitic 23. O zi de post ține o zi, nu? Cât ține o zi? După orarul biblic, Levitic 23 cu 32. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, să vă smeriți sufletele în ziua aceasta, din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăzniți sabatul vostru. Deci la evrei și din punct de vedere biblic, ziua începea la asfințitul soarelui și termina în seara următoare, tot la asfințit. Deci cam atât ar fi o zi. Și atunci să postești o zi ar fi tot atât. Însă evreii nu erau cu bec ca și noi și nu depindeau cu munca lor doar de ceea ce este lumina afară. Uneori noi chiar de la biserică ne adunăm acasă, poate, și atunci nu apucă să mănânce înainte de apusul soarelui. Și atunci mănâncă seara și ca ziua de post să fie o zi, mănânci și în ziua următoare, tot seara, după orarul care ai mâncat în ziua precedentă. Bineînțeles, dacă există o toleranță de câteva ore, nu cred că asta l-ar încurca pe Dumnezeu minutele alea noastre lipsă. Sau alea care am trecut în plus, să spunem că suntem farisei și am trecut cu 2 ore peste 24. Asta nu face nimic. Însă, să nu ne obișnuim să ciuntim tot câte o oră din ziua de post, până când o facem de jumătate. Mai degrabă, cei care sunt obișnuiți cu jumătatea să pună câte o oră, până se face ziua întreagă. Apoi, o altă clasificare a postului din punct de vedere al participanților. În Matei 6 scrie acolo, versetul 17, cuvintele Domnului Iisus, ci tu când postești, înseamnă post individual, tu când postești. Unge-ți capul, spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor. Deci când postești, tu să nu știi oamenii. Asta este postul individual. Hotărât după un orar al tău potrivit cu toate lucrurile pentru care trebuie postit. Însă există și postul colectiv. Ceea ce postim noi în ziua de vineri cu toată adunarea. Citim în Neemia, capitolul 9, versetul 1, când poporul Israel, după întoarcerea din robia babiloniană, a organizat o zi specială de post. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii Israel s-au adunat îmbrăcați în sari și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Postul colectiv s-a îmbinat și cu o adunare colectivă. Ultima clasificare din punct de vedere al frecvenței. Știți că era disputa între unii pe timpul Domnului Iisus că ucenicii lui Ioan postesc des și ceilalți nu posteau. Cât de des să postim? Unii iau acel șablon farisei că 2 zile și când neprihănirea trebuie să întreacă, că dacă nu intrăm. Acolo nu scrie când vorbește de neprihănire să întreacă, nu vorbește despre post. Asta nu înseamnă nici că se exclude. În Vechiul Testament exista o zi obligatorie de post. Hai să citim despre ea în Levitic 16. O zi pe an care era obligatorie pentru tot poporul, ziua ispășirii. 16 cu 29. Aceasta să fie o lege veșnică în luna a 7-a, în a 10-a zi a lunii. Să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici străinul, nici băștinașul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți și veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. Ulterior însă, potrivit cu nevoile și evenimentele care au urmat în viața lui Israel, zilele de post au înmulțit până într-acolo încât astăzi au ei peste 20 de zile de post organizate pe an cu tot poporul.
În Zaharia, capitolul 8, puteți citi, aveau 4 zile de post, precizate între anumite luni. Acestea fiind posturile regulate. Cât privește posturile ocazionale, spunea Domnul în Matei, capitolul 9, despre unii care deodată nu posteau deloc. Poate mai sunt și la noi unii care n-au probleme și nu postez deloc. Sau copii care nu postez numai pe când se apropie bacalaureatul, poate. Iisus le-a răspuns, versul 15, se pot jăli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Deci cumva postul e legat nu de starea de bucurie și de reușită când toate e bune. Atunci numai să postești nu-ți vine, numai la nuntă nu-ți vine să postești. Dar nu toată ziua e Paște. Vor veni zile, deci asta înseamnă mai multe, când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Deci pentru noi ca biserică, perioada după ce Domnul Iisus a plecat și până vine iară, e vreme în care trebuie să fie zile de post, potrivit cu nevoile și necesitățile care sunt. Trecem mai departe. Care sunt motivele și scopurile pentru care postim? Am amintit din Estera, capitolul 4, versetul 16, că au postit. De ce au postit? Așa s-a gândit în împărăteasa Estera, ia să-mi pune o evreie puțin la post. Un necaz, o prigoană, o boală sau o altă criză te face să postești. Și evreii, datorită faptul că era, se pregătea acea prigonire a lor până la omorâre prin Haman, au recurs la post. Un alt capitol, 2 Cronici 20, când din nou s-a recurs la un post. Nu din acesta obișnuit de peste an, un post special. 2 Cronici 20, versetul 3. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Urma să vină un război peste ei. Chiar recent am citit într-o carte că în 1700 și ceva, Franța intenționa să invadeze Anglia și suveranul englez a provocat tot poporul la o zi națională de post. Asta a schimbat fața lucrurilor. Și chiar spre finalul secolului XVIII, când Franța a fost decimată de Revoluție, în Anglia, în vremea când a trăit Wesley, el i-a provocat în mod deosebit la post. Nici nu accepta să-i primească în slujbă pe cei care nu posteau 2 zile pe săptămână Wesley. Era foarte exigent. Un alt verset, Psalmul 35, versetul 13. Și pe când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Deci când cineva este bolnav, postim pentru ei. Un alt verset, Luca capitolul 5, de la versetul 33. Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. Și zice Domnul, ce am amintit și din Matei, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul cât mirele este cu ei? Deci ori de câte ori un necaz vine peste oameni, ei recurg la post. Și este bine să fie așa. Un alt motiv, Ezra 8:23, o rămășiță a evreilor vroia să se întoarcă în Țara Sfântă, drumul era lung din Babilon până în Israel și spune aici, 8:23, pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat înaintea unei călătorii în care urmau să vină din exil înapoi în Israel. Deci anumite misiuni, am spune noi. Este bine să fie pregătite anumite drumuri, anumite deplasări cu post și rugăciune. De asemenea, lucrările spirituale trebuie pregătite și cu post. Să citim pentru aceasta în Noul Testament, mai întâi în Matei, capitolul 17. A venit un tată la ucenici și i-a rugat să se roage pentru copilul lui, să iasă acel demon afară. Însă ei n-au putut. Și le spune Domnul Matei 17 cu versetul 21, dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Deci o lucrare spirituală pentru eliberarea unor suflete nu se poate realiza fără post. Tot pentru lucrări spirituale, Faptele Apostolilor, capitolul 13, aici este vorba de niște alegeri și de niște ordinări, 13 cu 3, atunci după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. E vorba și de o însărcinare și de o trimitere în lucrare și în misiune. Și întoarcem două foi.
La fel a procedat Pavel pe unde s-a dus în lucrare, 14 cu 23, au răduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Am amintit aceste două motive pentru post. Pe de o parte, strâmtorări, necazul, boli și alte probleme pământești care vin și le avem, și pe de o parte, lucrurile spirituale. Așa se întâmplă la cei care sunt firești. Postez numai pentru prima categorie de probleme. Nu postez că e pentru aia care merg în misiune. Dar unul care este spiritual va îmbina aceste două motive de post. Și lucrarea și problemele pământești și materiale. Și pe lângă acestea, care sunt ocazionale, citim în Ioel capitolul 2 că trebuie să fie un motiv perpetu, sistematic, pentru post și rugăciune. Ioel capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și boșet. Versetul 15. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare și ia pe toți, inclusiv pe bătrâni, pe copii și pe miri, toată suflarea. Și spune în versetul 14, cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi și nu va lăsa după el Domnul o binecuvântare? Și întoarcem o foaie și spune apoi versetul 28, după aceea voi torna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Adică rugăciunea și postul pentru lucrarea lui Dumnezeu în ansamblu și în viitor și în continuitate. Se întâmplă, într-o vreme așa postim și ne rugăm și facem stăruințe vreo 3 săptămâni de n-ai treabă. Dacă am ține tot așa, ori vine Domnul mai repede, ori ceva se întâmplă. Dar ne potignim și după aia încep campaniile și încep sezoanele și încep probleme și o lăsăm. Și atunci au loc tot întrerupere, pe când Domnul ar vrea ca această lucrare să continue și să fie tot timpul în plinătate, El să ne ajute la aceasta. Amin. Beneficii ale postului, că spuneau cei din Isaia 58, la ce ne folosește să postim? Hai să vedem la ce ajută asta. Că oamenii recur la post când au necazuri, la asta recur și ceilalți. Dar oamenii recurg și la alte canoane dacă îi pui, că nu pricep, numai la gândul că se rezolvă. Fac și alte mătăni și alte lucruri nefolositoare, numai să se rezolve. Dar din punct de vedere biblic, ce beneficii sunt, ce efecte are postul? Știți că noi suntem formați din trup, suflet și duh. Și vreau să privim efectul postului asupra acestor trei părți, componente ale ființei umane. Mai întâi, asupra trupului. Eclesiastul, capitolul 10. Vorbește aici despre oamenii care știu să-și facă orar la bucătărie și la stomac. Ferici de tine, țară, 10:17, al cărei împărat este de neam mare și al cărei voivos mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să dea la beție. Cine știe să-și disciplineze stomacul și să mănânce la vreme potrivită, atunci ca și cu rugăciunea, orice om să se roagă la vreme potrivită. Știi când este vremea potrivită să se încheie postul și să mănânci. Citim și din Ieremia, capitolul 5, versetul 8, ca niște cai bine hrăniți, care leargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproape lui său. Deci postul, dacă știm să mâncăm la vreme, este o chibzuință, despre care mai adăugăm ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, versul 27, poate fi ținut trupul în stăpânire, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Dar cum? Apostolul Pavel, el care avea o ispită în trupul lui și un țepuș și de acum a trecut și de tinerețe, tot mai avea probleme. Trupul acesta e din carne și oase și mare și sânge și aici s-a localizat firea pământească. Și este nevoie să fie ținut în frâu, să-i comanzi când să plece și când să stea și unde să se ducă și ce să facă. Apoi descris la Psalmul 69, amintim aici un verset, versetul 10, pentru suflet. Sufletul nostru uneori este prea distrat și o ia în toate părțile și gândește de toate și face de toate și este nevoie să se mai domolească, să se mai plece la pământ, să se mai smerească. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc.
Este foarte bine când postul este îmbinat și combinat cu plâns. Nu ca fariseii care se pare că posteau în acele două zile când era piață, ca să-i vadă oamenii că ei postesc când veneau la piață. Își luau ei un echipament pentru post. Și apoi pentru Duh, citim în Isaia 58, versetul 8, atunci, deci când postești corect, lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, chiar trupește, te faci sănătos prin post. Neprihănirea ta va merge înainte, neprihănirea continuă, este nevoie să fie sprijinită ca de câte un pilon de zile de post și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema, versetul 9, și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, când? În ziua postului. Atunci Dumnezeu este cel mai prompt în răspunderea la rugăciunile tale. Continuăm. Versetul 10. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei setura sufletul celui lipsit, că atunci când postești, poți să dea la alții și cei care n-au supliment, dau porția lor. Lumina ta va răsări peste întunecime, ți se luminează orizontul, știi ce ai de făcut. Și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare, ce făgăduințe! Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, îți va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor a cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile din menente, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Parcă la ora asta nici nu ne-ar mai trebui altă binecuvântare decât ce am citit aici. Dacă asta se întâmplă cu noi și cu biserica, e destul. Și cum se obține asta? Prin adevărate zile de post. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu doar o abținere, așa când n-avem noi vreme de stat la masă. Mai amintim și din Noul Testament, din 1 Corinteni, capitolul 7, unde vorbește despre viața de familie, dar aici unde sunt amândoi credincioși că asta nu-i poruncă învoială. În rest nu se cere să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi, din nou să reveniți la viața obișnuită de familie, din pricina nestăpânirii voastre. În ziua de post, bine este, deschideți la Judecător 20, când ne și putem aduna împreună. În unele părți, așa se și practica, eu mi-amintesc că eram copil, se adunau mai mulți frați într-o casă și posteau trei zile și nu mai pleca nimeni de acolo. Că Satana zice că atunci îi trimite pe toți cu treabă. Și zice că atunci sună telefonul mai tare și atunci să-i vezi mai multe. Judecătorii 20 cu 26, toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel. Au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului. În ziua aceea până seara și-au adus ardere de toți și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Și după ziua aceasta de post a fost biruință, dar o zi de post serioasă, întreagă și ca atare. Tot legat de post, în Nemia, unde am citit despre acel post special organizat, scrie că este nevoie de mărturisirea păcatelor, că degeaba strigăm dacă nu demolăm zidul care ne desparte de Dumnezeu. Versetul 2. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Că unii ni se trag de la părinți și au vechime în viața noastră și trebuie făcut ordine și între acestea. Uneori se întâmplă că nu ne mai mărturisim nici la cină. Dar normal, înainte de ziua de post sau în ziua de post, trebuie mărturisire și din când în când n-ar fi rău să mai fie organizate asemenea zile. De asemenea, pe lângă mărturisirea păcatelor, trebuiește plâns, am citit noi din Ioel 1 cu 14. Când omul plânge, nu-i vine a mânca. Și când omul plânge, se și mărturisește bine. Și uneori Dumnezeu recurge să ne învețe să postim, dându-ne necazuri serioase. Dumnezeu poate organiza zile de post când vrea cu noi, dar vrea să pornească ceva de la noi, o durere și un plâns. Că te poate face Dumnezeu să plângi, fără să împrăștie gaze lacrimogene. Așa ne pune pe plâns și pe post. Dacă nu altfel, nu ne mai dă mâncare din cer și postim de foame. Dar Dumnezeu vrea de la noi citire. Să ne adunăm, să ne provocăm unii pe alții la pocăințe sincere, împreună cu post și plâns. Deschideți la Ieremia 36. Organizaseră aici o zi de post, spune versetul 9, au chemat la un post pe tot poporul,
Noi citim acum versetul 6. De aceea du-te tu însuși și citește din carte ce ai scris în ea. După spusele mele și anume cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului în casa Domnului în ziua postului, să le citești și în auzul tuturor celor de Iuda care vor veni din cetățile lor. În ziua de post sunt binevenite cuvintele Scripturilor și cuvinte de prorocie din partea Domnului, cum au fost cele prin prorocul Ieremia. Și de asemenea, ceea ce a rezultat din toate citirile de până aici, și putem aminti, dacă e cazul și ceea ce scrie în Daniel 9:13, postul se asociază cu rugăciune. Vreau să trecem acum la exemple. În Matei 6 spunea Domnul despre unii care postesc. Oamenii văd că postesc, dar atât au obținut cu ziua lor de post că au fost văzuți de oameni. A spus atât le se răsplată. Se deschidem în Vechiul Testament la 1 Împărați 21, când Izabela i-a provocat pe cei din Israel să ucidă pe Nabot și copiii lui. Și ca să poată avea succes, au vestit, spune versetul 12, un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Și cu acel post, Satana a obținut o mediatizare în tot poporul din cetate și și-a obținut scopul. Din Noul Testament, deschideți doar în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 23, tot un post din acesta cu scop rău, să ucidă pe oamenii lui Dumnezeu. Fapte 23, versetul 14. Citim și 12. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Le pune Satana și să nu mănânce, nici să nu bea. Cei ce făcuse legământul acestea erau mai mulți de 40. Uite cum s-au găsit, peste 40 pentru o cauză din asta rea. Și a spus, nimic, nu știu când și lor fi întrerupt, că n-au mai apucat să-și realizeze scopul. Dar dincolo, în cazul lui Nabot, au ajuns. Aici a fost dejucat planul lor că nu era voia Domnului asta. Pavel trebuia să ajungă la Roma, cum i-a spus Domnul. Acestea sunt posturi organizate de Satan împotriva lucrării lui Dumnezeu. Dar sunt tot posturi ratate, acele posturi fariseice, cum s-a dus cel din Luca 18 la templu și a spus, versetul 2, eu postesc de doar pe săptămână, dau zeciuială în toate veniturile mele. Cu atât a rămas, cu lauda. Vreau să trecem acum la posturile celor neprihăniți, că de fapt asta este condiția pentru post. Deschideți la Matei 4. Acele trei posturi extraordinare de 40 de zile, toate au fost cu niște scopuri bine precizate. Se pare că lungimea postului trebuie să fie și numărul de oameni care îi adună potrivit cu nevoia care este. Sunt cauze pentru care se mijlocească toată națiunea, altele toată biserica sau numai familia. Matei 4, versul 2, acolo a postit 40 zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispitorul s-a apropiat și l-a ispitit, cum bine știți. Acest post de 40 de zile a avut menirea să-l lanseze pe Domnul Iisus în lucrare. Să susțină testul înaintea diavolului, înainte de a fi însărcinat cu lucrarea de provăduire, scoatere de demoni și vindecarea bolnavilor. Trei ispite, în urma cărora Domnul a putut să facă cele trei lucrări de provăduire, eliberare de duhuri și vindecarea bolnavilor. Deschideți și la Ioan capitolul 4 și veți vedea cum Domnul, pe parcursul vieții, chiar când era foame, a știut când trebuie să mănânce, lăsând lucrării spirituale locul dintâi. Spune aici în versetul 8, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncări. Și în versetul 7, Domnul a zis femeii, dăm să beau. Deci era și foame și sete. Apa era acolo, dar se pare că a intrat în discuție cu femeia, fără să mai bea. Nu știm asta exact, însă ce este clar, când au venit cu mâncarea, spune versetul 31, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-i zică unii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iisus i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Eu cred că femeia s-a dus să-și aducă apă înainte să se pună să mănânce de amiază. Nu în căldura de acolo, a mâncat până s-a săturat și apoi s-a gândit că îi trebuie apă. Ar fi răbdat prea multă sete până la fântână. Pentru ea, dar pentru cei care au rămas acasă. Dar a lăsat găleata acolo și a fugit în cetate. Nu i-a mai fost femeie nici de mâncare, nici de apă. Domnului la fel. Că trecuseră pe alt regim, pe altă instalație. Tot mâncarea, spunea, la fel se întâmplă uneori când ne cuplăm cu lucrurile spinte. Și ceea ce este în cazul lui Elie se pare că a fost o extensie și în cazul lui Moise, o extensie a acestei experiențe. Când omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci te satisface în duh, în suflet și anihilează pe moment sau pentru o perioadă și când va veni Domnul și vom fi transformați de plin, necesitățile acestea trupești de hrană și de băutură. Deschideți și în Deuteronom capitolul 9, citim ceva despre Moise, versetul 9 mai întâi.
Când m-am suit pe munte ca să iau table de piatră, table legământului pe care le-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Poate că am vrea unii dintre noi să primim de la Dumnezeu descoperirea ale cuvântului, sfaturi. Astea le primim, dar dacă mai întâi suntem gata să plătim chiar prețul acesta, legat de post. Apoi, versetul 18, după ce poporul a păcătuit, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, cam mai înainte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiseră, făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-L mâniați. Mai că înclinăm să credem că în primul caz Dumnezeu i-a cerut și l-a reținut atât acolo până să-i dea tablele legii 40 de zile, dar în al doilea caz se pare că a fost dorința lui Moise să postească atât pentru popor. Atât de mult l-a durut pentru popor să postească, pentru că păcătuiseră. Și le-am amintit și din Psalmul 35 că omul lui Dumnezeu postea când ei erau bolnavi. Deci pentru cei care păcătuiesc, pentru cei care sunt bolnavi, bine este să venim înaintea Domnului cu zile speciale de post. Apoi versetul 25, după ce spune în 24, v-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului 40 zile și 40 de nopți, m-am aruncat cu fața la pământ pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. Și cu postul acesta a obținut din partea lui Dumnezeu anumite lucruri pentru Israel. Trecem mai departe la unele exemple de posturi colective. Trecuseră 20 de ani, spune versetul 2. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul, le-a venit dorul de Dumnezeu. Samuel a zis, versetul 5, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apa vărsată înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpa. Mărturisirile, plânsul, postul, rugăciunea, jertfa, toate îmbinate acolo. Și Dumnezeu le-a dat izbândă împotriva filistenilor. Știți că mai înainte fuseseră în robie, când cu moartea lui Hofni și Fineas, copiii lui Eli, și spune aici versetul 13, astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Și cetățile s-au întors înapoi și Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Ezra capitolul 8, versetul 21. Acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. N-ar fi rău din când în când, câte o zi de post, pentru noi, pentru copiii noștri, pentru tot ce este al nostru. Versetul următor. Mi-era rușine să cer împăratului Ioase de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, că spusesem împăratului că mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste tot și ce-L caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Postul a folosit mai mult decât știu eu ce armată de însoțire, ce garnitură de soldat le-ar fi trebuit de jur împrejur. Amintiți-vă, eu nu mai reau ce efect a avut acel post de 3 zile colectiv al întregii națiuni în Cartea Esterei. Ce se mai putea face? Dat ordine în toată țara. Trecuse deja o perioadă de timp, dar Dumnezeu care știe cum să facă, când au tras ei la sorți, a ieșit ultima lună la sorți, ca să aibă timp evreii să postească și să se roage. Și când au intervenit 3 zile, Estera, slujicile ei și iudeii din capitala Susa, știu eu în teritoriu cât și cum au putut să anunțe, Dumnezeu a întors istoria și au murit ceilalți, fără alte pile la împărat. Putea Estera să uzeze de poziția ei de împărăteasă și să-l momească și să-l păcălească pe împăratul într-un fel sau altul, știu eu dacă îi ținea, dar ce citeam noi din Biblie? Că Estera a făcut politică bună, nu? Și că a știut să joace rolul de femeie sau ce vă povesteam acum? De așa putem să spunem clar și răspicat că 3 zile de post au întors sensul istoriei. Să deschidem și la cartea Iona, capitolul 3. Se pare că și cuvântul din ziua de astăzi în așa fel este canalizat de Domnul încât să ne provoace la a posti. Amintiți-vă de Ninivene. 40 de zile și s-a terminat cu voi. Nepocăi sfint. Versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Bă, încă au spus versetul 7 din porunca împăratului și a mai marilor. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc.
cu oameni, cu copii, toată suflarea. Și cu tot să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la faptele lor, că deja posteau, dar rămâneau tot cu faptele lor. Și Dumnezeu a iertat, spune în final, mai mult de 120.000 de oameni a curățat Dumnezeu și oamenii și vitele, că altfel totul s-ar fi distrus. Deschidem și în Noul Testament, la 2 Corinteni, capitolul 6. Pavel scrie ceva despre viața bisericilor și despre ceilalți lucrători. Citim din versetul 4 să înțelegem contextual. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un vrednic slujitor și credincios, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, lucruri necesare vieții biserici și lucrătorilor. Și nu mai reau, am citit din Antiohia și din locurile unde Pavel a instaurat biserici, după ce au postit cu toții și s-au rugat, așa după cum le-a spus Domnul, că după ce se ia mirele, vor veni zile când vor posti, Dumnezeu le-a dat izbândă în lucrare. Vreau să privim acum spre câteva posturi individuale. Deschideți la 2 Samuel, capitolul 1. Lui David îi murise socrul lui Saul și cumnatul lui, prietenul Ionatan. Au jălit, au plâns și au postit. Apoi în capitolul 12, al aceleiași cărți, acum era bolnav copilul lui David. Versetul 16, David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Și se pare că 7 zile, că spune a 7-a zi, versetul 18, copilul a murit. Nu s-a realizat aici ceea ce l-a cerut cu post. Pentru că a fost dat cuvântul prin prorocul Natan, copilul va muri. Dar el ca om a insistat. Deschidem și tot despre David citit în Psalmul 109, versetul 24, unde el face o sinteză a vieții lui de post. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a sleit trupul de slăbiciune. Știți câte probleme a avut David în viață? Până să ajungă împărat, canoane cu socrul său. După ce a ajuns împărat, lupte peste lupte și războaie cu filistenii și cu alții. Ca să nu mai spun de problemele interne cu Abner și cu Ișboșet. Apoi, după ce au venit copiii, au început problemele. Amnon, Absalom, Adonia și așa mai departe. Și zice David despre el, sunt slăbit de post. Și amintiți-vă că spune în prima carte a Împăraților, în capitolul 1, că la bătrânețe nu mai putea să se încălzească. Era un om slăbit. Eu știu că sunt unii oameni care sunt bolnavi și nu vreau să-i necăjez pe oamenii care sunt grași, că pentru ei e o povară. Că e o povară să duci un sac în spate, dar să-l duci pe piept și pe burtă și mai povară. Însă, uneori se impune o viață. Dacă David a fost un om după inima lui Dumnezeu, credeți că nu și această viață de post care l-a slăbit uneori a fost tot după inima lui Dumnezeu? Cum ar fi putut să reziste? Mai amintim un caz din Vechiul Testament, Neemia, capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor multe zile. Oare noi ce ar trebui să auzim să postim multe zile? Auzim și noi, frați care spun, nu mai este ce a fost, lucrarea Domnului nu propășește cum ar trebui, pocăința nu este ce ar trebui. Nu, așa ceva a auzit el, că zidurile sunt arse și că nu-i cetate și asta l-a provocat să postească mai multe zile. Ar fi suficient ce se aude în jur, realitatea care există, să ne provoace la multe zile de post. A obținut apoi Neemia de la împărat aprobare și mai târziu, împotriva oricăror împotriviri, să zidească Ierusalimul, a putut? A putut. Cum s-a pornit asta? Prin zile mai multe de post. Și jale, și plâns, și rugăciune. Hai să citim și din Daniel 9 despre acest om lui Dumnezeu a ajuns la bătrânețe. Dar știți că el de tânăr și-a impus în privința alimentației, Daniel 9 cu 3, și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu. Dar cum Daniel până atunci fusese cu fața spre împărații Babilonului și a Persiei? Deci este nevoie să se producă astfel de apropiere de Domnul în viața noastră, ca să-L caut. Ci îl pierduse pe Domnul? Nu, ci peste viața lui obișnuită de rugăciune, aia de 3 ori pe zi cu laudă, peste situația aceasta, o apropiere mai mare, mai specială de Domnul. Ca să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. Și spune în capitolul 10, versetul 12, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din zi când ți-ai pus inima să înțelegi. Însă 21 de zile a întârziat situația aceasta. Dar Daniel nu s-a lăsat până când n-a obținut ceea ce dorea din partea Domnului. Trecem în Noul Testament,
la doar două exemple, Luca 2, o femeie, și apoi Apostolul Pavel. 2 cu 36. Ana, fata lui Fanuel, 84 de ani. Nu se depărta de templu, ci zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Aceasta este o adevărată slujire înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.